Am avut tot timpul convingerea că dacă este să faci o treabă, o faci oricum mai mult pe umerii tăi și, indiferent de context, trebuie să alegi pe ăla care te avantajează mai mult. Iașu are marele atu pentru studenții care vor să vină aici, că are o facultate oarecum tânără și mică, care are foarte mare grijă de puținii studenți pe care are. Pentru 100 de studenți pe an avem undeva la 20 de case didactice care se ocupă îndeaproape de toată lumea. Și atunci timpul alocat și energia alocată fiecare student este infinit mai mare decât la universitățile ceva mai mari. Pentru că e o facultate făcută special pentru procesul ăsta de desen la planșetă, cu lumină de peste tot, a fost proiectat în sensul ăsta. Mobilitățile Erasmus. Avem peste 20 de țări și la fiecare țară avem 2-3 universități, lucru care merge într-așa de bine încât din anul 2 poți pleca un an sau jumătate de an cu studiile în străinătate. Și studiile astea sunt echivalate prin sistemul de credit ECTS cu ce lași în urmă acasă. Pe scurt, tot ce-ți poți dori de la o facultate care se ocupă de tine și îți oferă spațiu să te dezvolți. De lucru se găsește destul de ușor, depinde de registrul în care acționezi. Mai mult pentru că după criza din 2008, majoritatea lucrărilor s-au mutat înspre spațiul de amenajări, arhitectură de interior și mai puțin spre lucrările mari la care au acces, ca de obicei, firme mai vechi în piață. Și atunci de lucru este, depinde dacă e decizia să te angajezi sau să pornești un proiect de unul singur sau cu prietenii cu care ai absolvit. Dacă vrei să pui mâna pe oportunitatea de a îți lăsa amprenta pe un oraș care are nevoie foarte mare de amprenta ta, te aștept la admitere că viitorul tău începe aici.